Hai, salutare Tizule și bine te-am regăsit. Se pare că am lipsit cam mult, însă am avut ceva probleme nasoale cu gâtul. Nu mi-am revenit prea bine nici acum. Sper că vocea mea să nu pară caragioasă sau înțelegi tu ce vreau să zic. Sper să-mi revin cât mai repede. Însă nu mai puteam să amân, deja am lipsit destul de mult și, cum spuneam, am decis ca să fac un video pentru că trecuse ceva timp. Se pare că tocmai mi-am recuperat mașina mea pe care eu o conduc, 35-ul, știi tu, Sultanul. Așa, pentru că a fost la băieții ăștia cu geamurile. Am avut un geam spart acolo în spate. Adică n-a fost în totalitate spart, dar a trebuit schimbat. De făcut la mașină, am mai făcut următoarea treabă. Am dat jos cauciucurile după jențile din spate și am pus niște cauciucuri noi de tracțiune, pentru că alea care erau, chiar dacă și acelea erau de iarnă, erau de fugă. Și cum eu fac și excursii cu această mașină, a trebuit să-i pun niște cauciucuri de tracțiune, să nu rămâi cu mașina în zăpadă și chestii de genul, pentru că deja am avut și niște probleme, am fost deja odată cu cauciucurile vechi. Ele sunt încă foarte bune, dar nu sunt pentru mers cu ele în zăpadă, pentru, mă înțelegi tu. Deci trebuie să fie asfaltul negru, ori negru, ori uscat. Da, și acum mă îndrept înspre fabrică, mă duc să iau personalul care l-am lăsat dimineața. Am avut multe peripeții zilele astea, am dus oamenii cu o mașină, vai de capul meu, nu intra nici în viteză, trebuia să o gâdil ca să-i nimerești vitezele. Era tot otocar confort, nu era Sultan. Sau Sultan Confort, ăsta e Sultan Mega, nu știu exact, oricum era mai mică decât asta, avea doar 28 de locuri și vreau să spun că se simte foarte mare diferența de 4 ani din 2014 și până în 2018 când este făcut asta. Ca de obicei, gropile noastre fâșnețe de pe centura București ne fac oarecum mari probleme. Câte parcarea de mare, aproape că s-a oprit jumătate în drum. Tizule, și cum spuneam, pentru anul viitor am ceva proiecte noi. Aș vrea să testez niște soluții pentru bord, pentru vopsea. Ia uite-l și pe ăsta, mă. Bă, nici semnal, nici în ultima fracție de drum să bagă în față. Da, cum spuneam, vreau să dau drumul la niște proiecte noi, să încerc niște soluții pentru tapiserie. Să putem afla împreună care dintre aceste soluții sunt mai bune. Mă scuzați, v-am zis că nu mi-a revenit complet. Tizule, tocmai am constatat că s-a cam terminat apa la parbriz. Da, probabil și lichidul de semnalizare, mă înțelegi tu ce vreau să zic. Da?
ajung la fabrică, o să completez cu apă. Și ce mai vreau eu să-ți arăt ție? Ia, fii atent. Am împodobit autocarul de Crăciun. Da. Să vedem. Brașov 169, Ploiești 864, auzi la mine. 64. De unde mi-a venit 864, nu știu. Foarte interesante chestiile astea, balizele astea, sau cum să le zic eu, chestiile astea noi. Acostamentul ăsta făcut pe axul drumului, cred că e foarte de ajutor. Dar mai de ajutor cred că este în zonele unde sunt curbe multe și serpentine și gen pe la Timișul de jos, știi tu, pe la Brașov, în partea asta. Îmi place că în perioada aceasta între Crăciun și Revelion este foarte liber traficul și chiar poți circula ok. Ce pătrată era mașina aia de marfă. Să vedem, sper să facă dreapta destul de repede. Eram sigur că dacă frânez foarte puțin o să-mi intre senzorul. Din cauza la ploaia asta nemernică, sau cum să-i spun, și vremea asta de rahat, mi s-au murdărit geamurile și tocmai le-am șters azi dimineață. Trebuie să le iau din nou la șters, dar cred că nu mai le șterg și cred că dau direct cu peria și cu apă și trag un pic cu teu și aia e, că n-are rost, o să se facă la loc. Consum și soluția degeaba. Pe dinăuntru merge, dar pe din afară nu se merită. Din păcate, dacă și mâine va fi vremea tot așa nasoală, și sunt sigur de fapt că așa va fi, cred că va rămâne mașina de anul nou murdară pe afară. Va începe anul murdar, sau cum să zic, știi tu ce vreau să zic. Așa, și că sâmbătă nu mai ai când, că e deja anul nou. Adică e deja treci. Suntem pe întâi deja. Mai e mâine. Și gata, apoi. Da, și cum îți spuneam, pentru anul viitor am proiecte să încerc tot felul de soluții pentru geam, pentru tapiserie, pentru bord, pentru vopsea, șampoane pentru vopsea. Dar pe lângă asta mai am o surpriză pentru tine. M-am gândit să fac un car vlog cu o mașină mică și zic, bă, ce mașină să fac eu rost, ce mașină. Și am stat și m-am gândit și m-am uitat pe internet. Băi, frate, ar fi foarte tare să fac un vlog cu un Tico sau cu un Matiz, să-i fac tot felul scuză-mă, să-i fac tot felul de chestii și de îmbunătățiri și de chestii de-astea, știi tu, mă înțelegi ce vreau să zic. Sunt sigur că o să-ți placă. Chiar am făcut și un sondaj în privința asta. Dacă nu ai apucat să votezi, intră la mine la secțiunea comunitate și votezi acolo, te rog. Da, eu deja am început să-mi pierd iarăși vocea, așa pățesc că am observat când mă forțez să vorbesc foarte mult. Cred că o să trebuiască ușor să mă apropii de finalul acestui vlog de azi. Exact ce spuneam și mai devreme, că îmi place că între Crăciun și Revelion e traficul foarte liber. De obicei aici luam cam, cred că 800 chiar și un kilometru de coadă,
și hai să lăsăm și pe colegul. Care mare nevoie de ajutorul nostru. Așa. Ne-a mulțumit. Îl servim și noi cu un flash. Da, și cum spuneam, e foarte bine dacă ar fi așa, așa de liber. Bă, da, să fie așa în fiecare zi. Cred că ar fi parfum. Nu mi-ar veni să cred. Dar oricum n-are cum să se întâmple asta. Probabil va mai ține 2-3 zile după Revelion așa liber și după aia gata, revine la normal. Știi ce vreau să zic? Asta e situația, ce să facem? Ăsta e orașul în care trăim și sunt sigur că majoritatea s-au adaptat deja. Ăsta e sensul la giratoriu nou de la Autopen, sau cum să-l denumesc. E foarte de mare ajutor dacă vii din partea aia. Dacă vii din spate, te încetinește. Se face coadă. Hai să trecem și pe la Cracilu Udrea. Profesioniștii știu despre ce spun eu aici. Foarte fain, e tot înghețat așa. E frig afară, minus 2 grade. Și am înghețat pomii din cauza aerului rece și a umezelii din aer și a particulelor. Nu prea sunt eu bun la chimie și nu prea știu cum să explic, dar îmi place cum se vede. Mă înțelegi tu? Așa că, tizule, cam atâta cu vlogul de azi, pentru că deja m-am forțat cam tare și simt că rămân fără voce. Te salut și îți doresc o zi minunată, o seară fabuloasă și dacă ești coleg cu mine, îți doresc drumuri bune.